În urmă cu câteva luni, o informație venită de la Vatican avea să-i bucure pe mulți dintre români. Anton Durcovici, preot, episcop și martir, urmează să fie beatificat anul viitor. De ce și mai ales cine a fost Anton Durcovici, aflăm din reportajul care urmează. Trecut mai bine de jumătate de secol de la moartea episcopului Anton Durcovici, însă cei care l-au cunoscut păstrează vie amintirea preotului cu părul cărunt, cu ochii albaștri limpezi și pătrunzători. Episcopul a rămas în memoria colectivă drept un reper moral și intelectual desăvârșit al acelor vremuri. Episcopul Anton se înscrie tocmai în această perioadă de curaj, de dăruire, de apărare a credinței și a valorilor creștine, umane. Aceea sigur că el este foarte important pentru noi, pentru că a avut în acea perioadă o poziție deosebit de curajoasă pentru a arăta că noua orânduire, noua ideologie este contrară demnității omului, a valorilor creștine și ca atare trebuie practic să fie apărat poporul creștin. El a făcut acest lucru numit episcop la Iași. Anton Durcovici s-a născut în anul 1888 în Austria. La vârsta de 6 ani a emigrat împreună cu mama sa la Iași, unde a frecventat cursurile școlii elementare a parohiei catolice. Mai târziu este trimis la Roma pentru a-și continua studiile teologice. Aici, ca un cununare a anilor de studii, obține doctoratul în filozofie, teologie, precum și licența în drept canonic de la Universitatea Gregoriană. El s-a născut în 17 mai 1788. S-a născut într-o localitate din Austria, Bad Deutsch-Altenburg, datorită unor condiții, să spunem, mai nefavorabile. Tatăl a murit când era el mic și în aceste condiții mama a trebuit să găsească o soluție pentru a-și întreține cei doi copii, pentru că aveau deja o rudă aici în Iași, s-au îndreptat spre Iași, ajutând ruda respectivă, care era mai bogată. A făcut primele clase în Iași, undeva în jurul Bisericii Catolice, era o școală catolică, dar apoi a trebuit, pentru că a plecat ruda la București, s-a îndreptat spre București, s-a oprit în Ploiești, a continuat școala, au continuat-o la București, după care, observându-l îndeaproape, episcopul de București l-a trimis la studii la Roma. Acolo a fost sfințit preot, s-a întors înapoi. Anton Durcovici revine însă în țară în anul 1911. Este arestat din cauza cetățeniei austriece și închis într-un lagăr din Moldova. Regele Ferdinand este cel care semnează eliberarea sa. După primul război mondial, părintele Anton Durcovici ajunge profesor, rector și mai apoi vicar. Vorbea la perfecție limbile română, germană, latină, franceză, italiană și chiar maghiară. A lucrat într-o primă fază mai mult în învățământ, la școală, a fost rector al seminarului, a ajutat în administrație la Arhiepiscopia de București, a fost vicar general ales acolo. Este numit episcop romano-catolic de Iași, iar în timpul scurtei sale păstoriri a diecezei de Iași, episcopul Durcovici desfășoară o activitate pastorală istovitoare, vizitând parohiile din Miroslava și îndemnându-i pe credincioși să-și păstreze credința. Iar în cele din urmă, în 1947, a fost numit episcop de Iași. Sfințirea a avut loc la Catedrala din București, sfințirea ca episcop, la 5 aprilie, iar la 14 aprilie a făcut prima liturghie în Catedrala din Iași. Preasfințitul Durcovici a ținut foarte mult să vie să-și cunoască seminariștii pe care i-a iubit-o de una extraordinar de mult. Și a venit dimineața și a stat de vorbă cu fiecare dintre noi, s-a interesat de fiecare. Avea o memorie extraordinară, că de la acea întâlnire, după aceea de câte ori ne-am întâlnit, totdeauna ne spunea pe nume. Deși eram destui de mulți. Însă ne iubea extraordinar de mult și ăsta era motivul pentru care ne-a înregistrat cu atâta ușurință. Pe urmă au venit examenele, am avut un examen de filozofie la care excelența sa a fost în comisie, n-a vrut să fie președinte de comisie, l-a fost în comisie.
A fost așa, cum să spun eu, ca un fel de formalitate, pentru că întrebările care îi spuneau nou, le prelua excelența sa și le dezvolta de așa natură încât deveneau fiecare întrebare, era un curs. Reprezentanții regimului comunist încep să vadă în episcopul Durcovici un potențial dușman al poporului și intră în atenția organelor de represiune. Securitatea întocmește dosare de urmărire informativă și penală. Este considerat și calificat drept coordonator al rezistenței anticomuniste din partea Bisericii Catolice din România. Pe 11 ianuarie 1949 se decide arestarea episcopului. Este important să știm că în acea perioadă era extrem de greu pentru toți cei care aveau credință, pentru că această nouă ideologie care venea dinspre răsărit a adus foarte multe probleme pentru toți cei care credeau și sigur că cei dintâi au fost episcopii. În noaptea de 1-2 mai 1948, când am fost arestat, deci la ora aceea represalele asupra episcopului nu au fost directe asupra personalității excelentei sale. S-au ocupat întâi de noi, ăștia mici, mărunței, crezând că de la noi se pot obține niște date, niște informații care ar putea cândva să contribuie la întocmirea dosarului episcopului. Ei, n-a fost așa, pentru că eu la ora aia aveam vreo 17 ani și episcopul n-avea niciun motiv să sfătuiască cu mine în probleme de conducere a diocezii sau... Așa că m-au luat degeaba, dar m-au chinuit vreo 2 ani de zile, fără proces. Și când m-au eliberat de la preasfințitul, în închisoarea m-au zis că preasfințitul și fusese arestat după mine în aceeași lună. Vremurile erau vitrege, era perioada comunismului, comunismul se instala din ce în ce mai mult la putere. Episcopul a început să-i pregătească pe oameni, a făcut vizite în fiecare parohie, le-a vorbit oamenilor despre posibilitatea de a rămâne fără preoți și că este important să cunoască adevărurile de credință și să le trăiască. Ceea ce era de așteptat s-a și întâmplat, practic în drum spre o localitate de lângă București, Popeșle, Ordeni, pe când mergea să dea sacramentul sau taina Sfântului Mir, a fost arestat. A stat în Ministerul de Interne, arestarea s-a produs la 26 iunie 1949, a stat în anchete peste 2 ani de zile, acolo a fost bătut, a fost pus să dea declarații, apoi a trecut pe la Jilava. Episcopul Durcovici a murit în noaptea de 10 spre 11 decembrie 1951 în închisoarea Sighet, după ce torționarii săi, la ordinul liderilor regimului comunist, i-au refuzat hrana și apa de băut. Trupul episcopului martir a fost îngropat în cimitirul săracilor din orașul Sighetul Marmației. Locul a rămas până astăzi necunoscut. Moartea episcopului a fost mult timp ținută secretă de către autorități. Martorii care au supraviețuit și au dat mărturie despre cele întâmplate ne-au spus că la un moment dat a fost izolat într-o celulă și cineva l-a auzit spunând: mor de foame și de sete, dă-mi dezlegarea, pentru că era vorba de un preot, un coleg de al dumnealui. Preotul respectiv i-a făcut ultima rugăciune, a dat dezlegarea și a murit în asemenea condiții. Era, după cum știm, șeful închisorii Ciolpan, vestitul Ciolpan. A avut loc, sigur, în aruncarea într-un mormânt, se făcea noaptea, ascuns, nu știm în care mormânt sau în ce pământ și în care cimitir a fost înmormântat. După anul 1990, episcopul Petre Gherghel a demarat cercetările istorice privind viața și activitatea episcopului martir. În zidul catedralei vechi romano-catolice din Iași s-a așezat o urnă cu pământ adus din Sighetul Marmației. Fusă personalitatea asta de importantă și așa de mult îi transforma, încât lângă el totdeauna erai timid, erai totdeauna mic, erai... Ne uitam la el ca la o personalitate așa cum era de fapt. El nu a cedat până la final, era de ajuns să colaboreze cu regimul comunist și ar fi fost salvat, ar fi fost eliberat. El a preferat să moară pentru credința în Hristos. Este pentru noi un exemplu de dăruire. Dacă vreți, este o ilustrare a textului din Evanghelia după Sfântul Ioan, care ne spune că dacă bobul de grâu nu moare, rămâne singur. Dacă moare, aduce rod. El a preferat să moară pentru ca să rămână credința.
s-a prezentat ca un adevărat erou, un adevărat slujitor al lui Dumnezeu și al Bisericii, unul care a vorbit mereu despre aceste valori creștine și umane. A avut o misiune deosebit de mare înainte de a ajunge episcop și sigur că această viață a lui a rămas întipărită în conștiința tuturor celor care i-au fost elevi sau studenți, pentru că a fost foarte mult în seminar.